Mulțumesc frumos, în primul rând, pentru invitația de a fi astăzi prezent aici. Transelectrica a fost în permanență un partener proactiv pentru aceste relații strategice în ceea ce privește integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cât privește interconectarea Republicii Moldova. Pentru noi este și va rămâne o prioritate această interconectare și susținem și implementăm proiectele Uniunii Europene în ceea ce privește strategia de energie electrică. Colaborarea între România și Republica Moldova în domeniul energiei este deosebit de importantă, în primul rând pentru diversificarea surselor. Spun acest lucru pentru că noi am încercat acum să includem 20 de proiecte de interes național, iar unul din aceste proiecte îl reprezintă și linia de 400 Isaccea-Bălți. Această diversificare a surselor ne ajută pe noi să avem un echilibru mai bun în sistem. De asemenea, noi urmărim și cu interes procesul de pregătire care este coordonat de ENTSO-E, ENTSO-E fiind Asociația Operatorilor Transport și Sistem la nivelul Uniunii Europene, și acolo urmărim să vedem exact care este evoluția pe partea de interconectare sincronă. Fiind membri, evident că punem și noi umărul la treaba astfel încât să se realizeze cât mai repede posibil. Pe partea de energie regenerabilă, pentru că este de notorietate faptul că în Dobrogea avem o capacitate foarte mare de energie regenerabilă, avem și varianta de stație back-to-back de la Vulcănești. Este acea variantă pe care noi o luăm în considerare, suntem deschiși astfel încât să implementăm proiectul cât mai repede posibil